them in me blast still. I put them work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All I Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Astăzi este 1 iunie, o zi minunată, o zi a copiilor. Astăzi ar trebui să ne bucurăm de copii, ar trebui să mergem în parc, ar trebui să ne relaxăm, ar trebui să vedem lucrurile total diferit. Bun, și cel mai important, să petrecem în familie și cu copii. Bun, haideți să vedem ce surpriză frumoasă ne-a făcut Bitcoin-ul și la ce trebuie să fim atenți. Nu uitați că toată luna iunie aveți 50% reducere la cursul de avansați plus canalul de Discord 12 luni. Bun. Haideți să ne uităm cum arată dragul nostru Bitcoin. Bun. Vă spuneam eu ieri la ce trebuie să fim foarte atenți. Să fim atenți dacă ține suportul de la 31.300. Dacă ține acest suport, sunt șanse foarte mari să meargă la următoarea rezistență, mai exact, două secunde, următoarea rezistență ar fi, haideți să mergem pe un time frame mai mic, 34.700, 36.069 și 36.500. Astea sunt rezistențele, da, unde ar trebui să meargă să le testeze. Da? După ce le testează, da, haideți să vă arăt exact scenariul. Ceva de genul, fie poate să întoarcă încă o dată la suport, să rupă ceva de genul și să meargă spre 40, da? Fie poate să rupă imediat, direct, fie de aici să întoarce înapoi aici. Foarte important, da? Foarte important. Este zona de 32.000. Dacă o să rupă această zonă și merge să testeze încă o dată zona de 30, sunt șanse foarte mari să o rupă. Bun? Și acum haideți să vă arăt ceva interesant ce discutam aseară pe canalul de Discord cu colegii. Dacă mergem pe weekly, cel mai important lucru sau cel mai important suport este moving average 200. Da? Și haideți să vă arăt de ce. Pe weekly, da? Bun. Un scenariu pe care l-am discutat ieri cu colegii a fost următorul. Toată lumea așteaptă să cumpere atunci când prețul ajunge pe moving average 200. Corect? Până aici foarte corect. Bun. Dar dacă prețul se mai duce încă o dată la 60.000, moving average 200, sigur o să ajungă undeva până la 30 și ceva de mii. Corect? Între timp, prețul o să scadă înapoi la 30.000. Și moving average atunci o să fie suport. Da? Și apoi pleacă spre noi vârfuri. Da? În momentul de față suntem aici. De ce? Moving average, da, e foarte important, da, media de 200 pe weekly, este foarte important să, adică, cum să vă explic? Atâta timp cât moving average este în urcare, acum se vede clar cum este în urcare, da? Înseamnă că prețul o să urce. Când este pe coborâre, adică așa, înseamnă că prețul o să coboare, da? După cum vedeți, este numai în urcare, da? Ceea ce înseamnă că sunt șanse foarte mari de aici să facem un bounce, fie să tragem de timp până ajunge media pe 200, undeva la 30.000, fie să ne întoarcem, să retestăm, da? Să o luăm suport, undeva poate să mai dureze 6 luni, poate la sfârșitul anului, orice e posibil. De ce? Fiindcă la ce trebuie să ne rezumăm noi, în primul rând,
să ne rezumăm tot timpul la suport, suport, suport și rezistență. Da. Adică, în mare parte, șansele sunt, să nu exagerăm, dar cel puțin 52% să vrea să urce și 48% să vrea să coboare. Da. Eu mai plauzibil văd scenariul ăsta să meargă aici, să mai testeze încă o dată, să coboare, să testeze moving average 200 și apoi să plece. Da? Și asta ar fi cam 2023, ne jucăm aici, 2024. Sau poate să tragă de timp, după ce vine halvingul și apoi să plece. Sau da, poate să testeze o dată, de două ori, de trei ori, sau poate să rămână pe trend și să testeze aici. Orice e posibil. Sunt doar scenarii, da? Adică doar ne încercăm să ne imaginăm ce ar putea să facă. Da? Bun. Acum, haideți să ne uităm pe daily. Spuneam că e foarte important să ține suportul de la 32.31.300. Se pare că l-a ținut. Deja avem două zile, una închisă peste, una luată suport și astăzi vedem dacă îl ține sau nu ține. De ce? Dacă îl ține și astăzi, s-ar putea să facă un bounce. Bun, haideți să mergem și pe 4 ore. Pe 4 ore se pare că moving average 200 este direct rezistență. Da? Se vede clar. Da? Ăsta e și unul dintre motivele pentru care s-a oprit fix aici. Ceea ce înseamnă că acum ar trebui fie să rupă această rezistență și să ia suport și să meargă la următorul nivel. Haideți să punem și moving average 50. For in one. Punem pe ăsta, că le avem pe ambele. Da, exact așa. Avem 50-ul și cu 200-le. Pe 4 ore. Da, testat 200-le. Ar trebui. Cum ar trebui? Ce ar trebui să facă? Ar trebui să urce mult mai mult, cel puțin până aici. Ca 50 să urce și el și apoi să coboare, exact cum vă spuneam, să coboare, să mai testeze încă o dată. De ce? Fiindcă 200-le o să meargă așa și 50 o să urce după preț. Da? Și o să avem un golden cross, prețul o să coboare, să testeze încă o dată. Deci l-a rupt, trebuie să testeze 200-le și apoi să plece. Da? Dar important este să rupă 200-le și 200-le să devină suport. Și o să devină suportul ăsta, o să devină și suportul ăsta, după cum vedeți, că a ținut perfect. Da? Se vede clar cum a ținut perfect suportul. Cam astea ar fi scenariile. Da? Bun. Haideți să ne uităm un pic și la piață cum arată. Se pare că avem câteva monede care astăzi au făcut o mișcare frumoasă. Da? Pandix la fel. Trax la fel. Tetafuel la fel s-au mișcat. Pe corecție acum, dar tot în sus o să meargă. Bun. Hai să ne uităm și pe BLX. Pe BLX vă arătam eu acum câteva zile că avem un trend aici. Da? Două secunde. Și se pare că s-a întors și a ținut acest trend. Da? A fost suport. S-a întors și acum exact suport l-a luat. Da? Și vedem ce face de aici încolo. Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată. Mi-aș dori să o petreceți cu copiii în familie, să vă bucurați de copii, să vă bucurați de familie și să încercați să fiți mai buni, mai răbdători. Baftă! O zi minunată!